Fundația susține închiderea celor două instituții de tip vechi începând cu 2017 în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și Consiliul Județean Suceava, iar din 2011 implementează în județ programele de prevenire a separării copilului de familie, de reintegrare a copiilor în familie și de inserție socioprofesională a tinerilor ieșiți din grija statului. Pentru închiderea centrului de plasament Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril a fost necesară construcția a două case de tip familial. Una dintre case, ridicate în Solca, a primit recent 12 copii și tineri între 6 și 18 ani, majoritatea grupe de frați, pentru care planul de mutare a fost gândit special pentru ca ei să rămână împreună. Închiderea centrului de plasament Speranța a fost posibilă și cu susținerea Fundației Saint-Gobain prin renovarea completă a trei apartamente familiale din Suceava, Gura Humorului și Fălticeni, aflate în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Recent, 15 copii și tineri din centrul de plasament Speranța s-au mutat în noi apartamente, câte 5 copii în fiecare locuință. Ca și în cazul caselor de tip familial, copiii care au părăsit centrul Speranța împart acum un spațiu cald și intim, unde vor deprinde abilități de organizare și de asumare a unor responsabilități specifice unei atmosfere de familie. Parteneriatul dintre Fundația Saint-Gobain și Hope and Homes for Children este axat pe închiderea centrelor de plasament de tip vechi și a început în anul 2018. Prin facilitarea accesului la servicii alternative de protecție, Hope and Homes for Children contribuie la finalizarea procesului de închidere a instituțiilor de tip vechi din județ, implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și Consiliul Județean Suceava. În acest moment, copiii care au părăsit centrele de plasament locuiesc în cele 17 apartamente și 18 case de tip familial din județ, în grija asistenților maternali profesioniști sau la rude. Începând cu anul 2011, prin programul de prevenire a separării copilului de familie, 748 de copii din județul Suceava au fost ajutați să rămână alături de părinții lor. Prin intervențiile Hope and Homes for Children, 93 de copii au fost reintegrați în familiile lor, iar 91 de tineri au fost susținuți de fundație să iasă din sistemul de protecție și să devină independenți.